Cetățenii nu trebuie să plătească retroactiv din 1 ianuarie tarife majorate pentru gaz și căldură. Decizia ANRE, care prevede acest lucru, este ilegală și trebuie anulată de instanța de judecată, o spune președintele partidului Șor, Ilan Șor. Această decizie a ANRE este o încălcare gravă a legii, întrucât toate hotărârile respectivei instituții sunt acte normative și, prin urmare, potrivit legii, nu pot fi aplicate retroactiv sub nicio formă, în niciun fel de circumstanțe. Această decizie trebuie anulată de instanță și sunt sigur că așa și se va întâmpla. Oamenii nu trebuie să plătească daosul de aproape 40% aprobat de ANRE. Potrivit politicianului, vina pentru aplicarea retroactivă a noilor tarife nu aparține ANRE-ului, așa cum instituția a executat ordinul Comisiei pentru Situații Excepționale, decizia căreia a fost semnată de premierul Natalia Gavrilița. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat pentru TV6 că guvernul nu comentează declarațiile politicienilor. A refuzat să ofere o reacție și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică.